De când a fost ales primar Gigel Jianu, municipiul Motru este asociat cu scandalul, un scandal perpetu între liberalii edilului și aleșii locali ai alianței aflate la putere, miza fiind influența și controlul instituțiilor din oraș. Numai că bătălia asta politică a grupurilor de interese care gravitează în jurul lui Jianu are consecințe nefaste pentru motreni, cel de-al doilea municipiu al Gorjului fiind condamnat la stagnare, dacă nu la involuție, în contextul în care disputele politice țin pe loc reforma în administrația locală și dezvoltarea orașului. Cât privește problemele reale ale orașului minier, acestea au fost trecute la capitolul diverse. De remarcat însă că victima tărăboiului politic de la Motru este tocmai primarul Gigel Jianu, care, indiferent la ce tertipuri apelează, sfârșește de fiecare dată sub fusta partidului, motiv perfect pentru liberal de a-l farda un pic și de a-l arunca din nou în ring. Administrație după ureche sau politica de periferie? De Radio Șanț, așa merg lucrurile la Motru. Ultima dispută publică a fost un nou prilej pentru ca Jianu să se victimizeze și a recunoscut cu jumătate de gură, chiar în conferința de presă a liberalilor, că a discutat cu predecesorul său pe tema situației financiare a municipalității, dar a negat că și-ar fi dorit insolvența orașului, cu toate că, la preluarea mandatului său, datoriile primăriei Motru se ridicau la peste 100 de miliarde de lei vechi și a aruncat din nou vina spre consilierii PSD pentru nerealizările sale, în sensul că aceștia încearcă să-i pună bețe în roate. Deși la un moment dat părea că Jianu a dat o lovitură de maestru alianței politice oponente din Consiliul Local prin impunerea lui Alin Brăilori, finul lui Hanu, șeful PSD Motru, și cu mătrul lui Cojocaru, liderul ALDE în postul de administrator public, lucrurile nu au evoluat în favoarea sa și și-a reluat rolul de victimă a PSD-iștilor. În spatele ușilor închise, însă, Jianu face totul pentru a se răzbuna și a ajuns în situația care frizează absurdul, aceea în care secretarul orașului, Gina Stroiescu, a fost deferită comisiei de disciplină de mai multe ori, scopul fiind acela de a o da afară din serviciu pentru că e omul viceprimarului. Cazul e unul clasic de abuz și persecuție, iar scopul înlăturării din funcția acesteia cu orice preț este acela ca Jianu și grupul său de amici să poată pune mâna la propriu pe orașul minier. Concluzia zarvei publice de la Motru, care ține deja de un an și jumătate, e una singură. Jianu este un politician slab, care din nefericire pentru motreni a ajuns să dețină frâiele administrației locale, iar rolul de victimă pe care îl joacă l-a prins deocamdată.